vlad@depetatau.ro, vreau să vă prezentăm clipcordurile de la Big Wasp. Cu toții știți, Big Wasp, pe lângă că fac niște mașini și ace, mai fac și anumite accesorii, mai exact clipcorduri. Ei au mai multe clipcorduri de diferite tipuri, ceea ce este foarte, foarte bună ca o gamă foarte largă. Avem așa, avem clipcordurile cu RCA la 90 de grade. Cu toții știți că la unii nu vă place să vă stea, să zicem, la o mașină normală, nu vă place să vă stea clipcordul în sus. Adică termin RCA-ul să vă stea, mai exact, să vă stea RCA-ul în sus. Și atunci preferați să aveți un unghiu de 90 de grade, să nu vă tragă chiar atât de mult cum vă trage firul așa, să fie mai simplu. Și vă este mult mai ușor. Și de aceea preferați unghiul la 90 de grade, clipcordul cu RCA la 90 de grade acesta. După care ei mai au așa, clipcord și simplu, deci clipcord simplu cu RCA. Toate clipcordurile lor sunt super, super ok, deoarece sunt placate cu aur. Aurul, cu toate știți că are conductivitatea mult mai mare. De aceea sunt foarte, foarte bune și rezistente în timp. Avem și așa clipcorduri normale, au cei de la Big Wasp. Și după aia avem clipcordurile acestea cu RCA, care sunt clipcorduri luminoase, adică au niște lumini în ele. Da? Au așa un spectru de lumină în clipcord, în interior. Poate la unii vă place, pe unii vă deranjează, fiecare poate să aleagă. Dar vreau să precizez, luminile acelea nu se aprind numai la surse peste 2 amperi. Și după aia mai avem clipcordurile normale, da? Clipcordurile cu cele două antenuțe. Sunt făcute dintr-un material foarte, foarte durabil. Clipcordul este foarte mic, după cum vedeți, adică la meluța. Știți cu toții că este super nașpa când ai un dita mai clipcord în spate, adică arculețele sunt foarte, foarte lungi, că te încurcă foarte, foarte mult. Acestea, ei au făcut designul acesta foarte bun. Este un clipcord foarte mic, deci este numai un pic, de aceea nu vă încurcă să iese în spate dita mai lamelutele, da? Este numai un pic. După cum vedeți pe spate, spatele este, adică jack-ul este tot așa, placat cu aur. Acestea ar fi cele 4 tipuri de clipcorduri și pe RCA și clipcord normal de la Big Wasp. Eu sunt Vlad de pe tatau.ro și cu mare plăcere ne revedem la următorul video. Pace!